Avem programator de Java în sală, oare? Da? A, perfect, super, bun. Deci, povestim atunci. Ideea e că am ținut la un moment dat un curs de Java și cumva din cursul ăla de Java ore și toate chestiile astea. În principiu, doar o secundă, văd unde se stau. Ah, ok, aici. În principiu, avem structurile enum, cred că toată lumea le știe din Newsman Java, cred că. Avem valori, putem defini niște constante și ne putem juca cu ele, în sensul că sunt mult mai bine definite decât să, nu știu, le facem ca stringuri. Și ne ajută în diferite situații. Acum, toate enumurile astea au evoluat în, nu știu, Java 17 și așa mai departe. Și a devenit cumva mult mai puternice. Prima chestie care, mă rog, relativ banală, de exemplu, într-un switch, putem să folosim culoarea, putem să folosim, în cazul ăsta, un enum, fără să mai trească, dacă vă uitați, avem un case direct cu red, cu valoarea lui, nu mai trebuie să punem colors.red, de exemplu, ca idee. Și, de asemenea, au mai evoluat și mai fain, în sensul că putem avea să definim noi valorile, adică nu mai definesc doar low și high, pot să definesc că low înseamnă 100, high 1000, de exemplu, definim o variabilă unde ținem datele respective și chiar putem defini o metodă care să ne returneze, mă rog, în cazul de față ne afișează chestia asta. După care, ce mai putem face? Mă rog, toți constructorii sunt privați, s-au inițializat o singură dată, adică dacă revenim aici, în momentul în care folosim high sau low, inițializat o singură dată respectiva, mă rog, respectivul enum. Putem avea inclusiv, putem defini metode abstracte. Dacă vă uitați, avem metoda, nu știu, get recommendation, și care, mă rog, în momentul în care definim abstractă, trebuie să definim în fiecare definiție trebuie să o punem din nou, adică vedeți că și la low și la high avem o implementare a get recommendation. Dar asta deja schimbă datele probleme și avem mult mai multă flexibilitate ce facem cu enumurile noastre. De asemenea, putem implementa și interfețe care practic nu mai merge. O secundă, am rămas fără net. Ok. Da. Da. Putem defini la fel o interfață și tot așa implementăm respectiva metodă. Bun. Și dacă aveți întrebările, enumuri, înainte de a trece mai departe, bun. Mai avem clasele SILD. Clasele SILD cumva au venit în întâmpinarea ideii de a putea controla cine ne extinde, cine ne extinde clasele noastre. Practic asta o putem face prin metode, nu știu, pachete, prin metodele private, prin protecții și așa mai departe, dar nu tot timpul e suficient. Și atunci avem mecanismul ăsta de clase SILD, care ne permite să spunem, ok, clasa noastră poate fi extinsă doar de anumite clase. Și asta nu vine doar cu atâta, e un pic mai mult. Clasele care sunt permise să ne extindă trebuie să fie de anumite tipuri și pot să fie doar, fie sunt finale, fie sunt non-SIL, adică la urmă clase normale, fie sunt alte clase SIL. Deci e un pic mai fain așa toată povestea. Și ca să vă dau un exemplu, avem aici sus clasa article, care permitem la technical article, abstract și management article să extindă clasa article. Scuze? Da, băi, nu. De-aia le și prezint. Aia nu mai are complexul ăsta. Dar acum ajung la ea. Bun, și acum dacă vă uitați, avem avem o clasă final care, bun, technical article e final, e permisă să ne
Article îi permite să o extindă, bun, aici e clar. În momentul în care avem non-sealed, aici, la abstract article, aia înseamnă că clasa noastră, abstract article, nu are nicio constrângere. Poate aici zicem că poate e și o scăpare intenționată sau nu, în sensul că asta, de fapt, ne dă o portiță să extindem totuși clasa, chiar dacă nu-i permis, dar putem să o facem printr-o clasă non-sealed. Pentru că dacă e non-sealed, adică nu mai, vedeți, mai jos... Am pus political article, să zicem că nu ne interesează political article, care la rândul ei poate să extindă clasa abstract article. Și atunci ne strică toată ierarhia. Ai, mă rog, toată povestea noastră. Așa e teoria. Teoretic, dacă vezi că se întâmplă asta, poți să tai abstract article de tot, să-l scoți din listă și atunci nu se mai întâmplă. Dar cam așa e. Te rog. N-ar trebui, nu, n-ar, adică, până la urmă, ca o clasă abstractă, dacă și ce copii sunt abstract, n-ar trebui să se întâmple asta. Okay, dar dacă... Pentru că e la nivel de clasă, nu la nivel de metode, adică nu mă interesează dacă e... O să vezi mai încolo că putem, conceptul de SIL se aplică și la interfețe. Ah, okay. Și, dar, sincer, n-am încercat cu clasă abstractă, dar nu văd de ce ar fi, garantez că nu e. Da, dacă îi controlez cine o extind. Adică dacă e clasă abstractă, pot să o extind. Nu mă oprește nimeni. Nu prea are legătură cu instanțele astea. Adică chiar numai la nivel de clasă nu are legătură cu... Bun. Și la rândul... Și dacă... După aia, la fel, putem avea acum management article și putem avea clasa sealed, care la rândul ei permite altor clase, adică putem continua ierarhia asta și puteți vedea și jos în imagine că, mă rog, putem să ne jucăm cu ele mai mult. O chestie interesantă, de multe ori poate vreți să definiți astea într-un singur fișier și în momentul în care definim într-un singur fișier nu mai trebuie să punem clauza de permis. Aia înseamnă că, de exemplu, ce ați văzut înainte cu toate clauzele de permis, de exemplu, din article, dacă în același fișier putem să nu le mai menționăm și automat, prin faptul că extindem articolul respectiv, se presupune că e permisă respectiva extindere. Așa, și avem sealed interface. Acum, la sealed interface ce e interesant e că în momentul în care noi punem în clauzele de permis alte interfețe, dar putem pune la fel și alte clase. Și atunci asta se referă la o interfață care poate fi extinsă, mă rog, de alte interfețe, adică, sau poate fi sau nu implementată. De exemplu, technical article, aici mai jos, vedeți, implementează article. Și atunci, cumva, putem jongla cu chestia asta, ok, interfață, anumite clase pot să implementeze, anumite interfețe pot să o extindă și cumva toate într-un singur loc. Nu zic că e perfect, dar mi-ar fi plăcut, poate să nu avem partea aia de non-sealed, că atunci era mult mai clar și mult mai strictă și îmi garanta ceva. Așa, cu asta e așa între toate, dar, mă rog, cam asta e. Nu știu, dacă aveți întrebări, te rog. Stai să dau un microfon. Așa. Mersi, Cosmin. Ok, în primul și în primul rând, prezentarea, nu știu dacă i-am prins titlul, era despre cine aduce Java 17 versus Java 11 nu, sau... Nu. Ok, deci era numai efectiv despre un număr și sealed exact, versus aia. Non-sealed. Ok. Față de principiile clasice de encapsulare, da? Pentru că acolo aș băga partea de sealed și non-sealed și ce poate să folosească sau nu. De ce, totuși, am vrea, având în vedere că există non-sealed, care deja are anumite probleme, da, să folosim sau să ne încărcăm codul cu a permite anumite lucruri care ulterior pot să fie non-sealed? De acord. Cred că ne ajută în primul rând la claritatea codului. Adică știm că, în principiu, punem alea permit și cred că putem trata cazul de non-sealed ca o excepție și le putem verifica mai bine, dar dacă mă întreb, sunt de acord cu tine, adică dacă aș avea un API care îl public undeva,
E clar că nu-mi dă nicio garanție. Singura garanție care mi-o dă e că respectiva clasă extinsă și obligată, mă rog, se implementeze aceiași constructori și aceleași chestii care îți din clasa părinte, dar nu, mai mult de atâta, nu mai ai niciun control. Okay. Da, de-aia am zis și eu că mi-ar fi plăcut să nu avem non-seal dacă ar fi după cred mine. Cred că ar fi ajutat mai mult, da, prin campusulare și să ai control față exact, de exact, exact. This existence of non-seal. Ok, mm-hmm. Cealaltă întrebare era mai degrabă de diferența 11 versus 17, că ai zis la un moment dat ceva de 17 și am crezut că o să continuăm pe chestia aia. Da, acum nu o să intru în detalii care 11-17, că chiar așa pe ăsta nu cred că le mai știu și nici eu, dar... În principiu, clar, folosim long-term version-ul de la Java, care le putem și astea experimentalele, ok, nice to have și să le vedem. Cred că mai degrabă transmiți o intenție și îți dai seama că sunt un an sau doi, ce ai vrut tu să faci? Exact, dacă a avut sens sau nu. Okay. Bun. Dacă așa văd eu că fi... Păi, îți de acord, adică cam asta.